Astăzi o să vorbim despre modul în care ne adresăm doamnelor. Trebuie să știți că în acest domeniu au apărut schimbări numeroase față de codul vechi al bunelor maniere. Astăzi, femeia împarte cu bărbatul datoria de a asigura existența familiei. De asemenea, nu se mai face nicio deosebire între femeile căsătorite și cele celibatare. În viața socială și de afaceri se întâlnesc femei de toate vârstele. Unei asemenea femei nu-i poți refuza titlul de doamnă. E de la sine înțeles că dacă interlocutarea voastră este medic, îi veți spune doamnă doctor, titlu pe care și l-a cucerit prin studii îndelungate. Corect este deci să vă adresați cu sintagma doamnă ministru, director, redactor, inginer, iar nu cu sintagma doamnă directoare, doamnă ingineră sau doamnă doctoriță. Excepție face în acest caz sintagma doamna profesoară.